ce-a făcut în viețile noastre. Dacă o mai rămas focul ăla al dragostei față de Domnul Iisus Hristos, sunt mulți ani trecuți de la întoarcerea lui Pavel la Dumnezeu când el scrie pasajul ăsta. Sunt mulți ani de zile. Da? Și totuși în viața lui rămâne această stare de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Eu cred că niciodată n-ar trebui să fim, să ne considerăm chiar așa de înalt și să fi avut la lucruri așa de profunde încât să nu mai putem să apreciem lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o când ne-a scos din păcat și ne-a întors la El. Dar observați apoi că în versetul 11 zice, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Evanghelia pe care Pavel o propovăduia este Evanghelia care produce un astfel de om care e descris de la versetul 12 la 17. Și vreau să observăm câteva caracteristici ale acestui om. Eu cred că un om care este cu adevărat mântuit trebuie să aibă toate caracteristicile alea. Poate nu la același nivel, nu toți semănăm. Nu toți ne-am întors la Dumnezeu în aceleași circunstanțe. Dar toți trebuie să avem elementele astea și nimeni nu se poate considera creștin până nu are lucrul acesta. De ce mulțumește Pavel lui Dumnezeu? Ăsta e un alt test. Dacă eu nu pot mulțumi lui Dumnezeu pentru mântuirea mea, probabil că nici n-am fost mântuit. O mântuire pentru care nu poți mulțumi lui Dumnezeu, nu e mântuirea Domnului Iisus. De fapt, dacă am o mântuire prin fapte, trebuie să mulțumesc mie, nu lui Dumnezeu, nu? Dacă e adevărată ideea, bă, câte fapte faci, Dumnezeu vede și te apreciază și din cauza asta te mântui, nu mai poți să mulțumești cu Dumnezeu. Trebuie să mulțumești ție, că ai făcut tu fapte și ai meritat mântuirea. Este clar că în momentul în care mulțumești lui Dumnezeu, înseamnă că El a făcut lucrul acesta. Observați în primul rând că Apostolul Pavel în această mărturie a lui, în versetul 12, ne prezintă slujirea lui. Foarte important. El când vorbește despre întoarcerea lui la Dumnezeu, vorbește întâi despre slujirea lui. Că în momentul în care s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat și o misiune, o lucrare, o slujire. Zice, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Aici este o întrebare foarte importantă, din nou, practic, pentru fiecare dintre noi care crede că suntem întorși la Dumnezeu, că suntem mântuiți, dacă îl și slujim pe Dumnezeu. Dacă îl și slujim pe Dumnezeu. Fiecare suflet care e făcut un mădular viu în biserica Domnului Iisus este un suflet care poate să-L slujească pe Dumnezeu. Chiar dacă nu faci o slujire publică, da, în fața tuturor, să predici din cuvânt și așa mai departe, fiecare dintre noi în trupul Domnului Iisus avem o slujire de făcut. Pavel spune aici că a fost întărit, socotit vrednic de încredere și abia apoi pus în slujba lui. De ce? Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se poate face numai prin puterea lui Dumnezeu. Zice, m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Și dacă slujirea, ăsta ar fi un motiv important de rugăciune, slujirea foarte slabă care este în ultima vreme în adunări. Dacă slujirea e slabă, cred eu, e datorită faptului că nu doar slujitorii, ci oamenii în general nu se mai bazează pe puterea lui Dumnezeu. Asta este o problemă foarte mare. Deci când gândiți-vă la un lucru, câte informații avem noi astăzi? Câte cărți avem astăzi? Câte instrumente ca să înțelegem Biblia? Cât am importat de la americani, strategii, s-au făcut cruciade de evangelizare, evangelizare iarna, evangelizare la cort, evangelizare cu copii, evangelizare cu tineri, cu adolescenți. Doamne, o grămadă de activism. Și totuși rezultatele nu sunt mai multe. De ce? Și eu cred că e o falsă siguranță pe care o primești atunci când zici, bă, avem la punct activități, lucruri, strategii, leadership, merge treaba, lucrarea înainte. Și când încolo nu merge. Pentru că e o bazare pe forțele noastre proprii, pe înțelepciunea noastră, pe strategiile noastre. Am prins noi o carte în care ne învață, cu asta dăm lovitura, cu asta strângem oameni, cu asta se pocăiesc oamenii. Și nu e o bazare pe puterea Domnului Iisus Hristos. Și ăsta e primul lucru care îl spune Pavel aici. Mulțumesc Domnului Iisus Hristos care m-a întărit. Unde nu-i puterea lui Dumnezeu, nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă ai reușit să strângi oameni, poate strângi la o sectă. Nu la lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu propășește numai prin puterea lui Dumnezeu. Pavel spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 1 cu versetul 5, dacă nu mă șer, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Când o biserică pierde puterea lui Dumnezeu, când o lucrare, când un om pierde puterea lui Dumnezeu, pierde totul. Pavel ăsta e primul lucru care spune, înainte ca Dumnezeu să mă fi pus în slujbă, m-a întărit, m-a împuternicit, mi-a dat puterea lui. Și rugăciunea este un semn al dependenței de puterea lui Dumnezeu. Un semn al dependenței de puterea lui Dumnezeu. Alții nu mai au timp să roage. Ce nu mai ai timp să te rogi? Păi ai atâtea idei și atâtea strategii, nu mai ai timp să te rogi. Ai atâtea de umblat, de pus în practică lucrurile pe care le-ai gândit, tu nu mai ai timp să te rogi, nici mai ai nevoie să te rogi. Că noi rezolvăm totul. Și aici vorbesc despre creștinătate în general.
zice, m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere, nu m-a socotit vrednic de încredere că el era mare credincios înainte, că știți că a fost un persecutor și el spune lucrul acesta, ci l-a socotit vrednic de încredere exact cum ne socotește Dumnezeu neprihăniți. Ne socotește neprihăniți că suntem noi fără pată, ne socotește neprihăniți datorită Domnului Iisus Hristos. Și apoi spune, m-a pus în slujba lui. Și asta este o întrebare foarte importantă, mai slujim pe Dumnezeu sau nu? Și la ce mă refer? Mă refer să slujesc pe Dumnezeu în fiecare zi că trăiesc cu Dumnezeu. Mă refer la faptul că, de exemplu, oamenii gândesc așa, zic, mă, oare cine vine joi seara la adunare? A, nu, e tot ce știm noi de când, ei, nu mă duc cu mare lucru, de acolo nu mă duc la adunare. Nu mă refer doar aici, mă refer în general oamenii. Să cine au fost duminică la adunare? Au fost cu tare și cu tare și cu tare. S-au întâmplat cu tare și cu tare. Oamenii se duc la adunare nu să slujească, oamenii se duc să consume. Ah, mi-a plăcut cântarea, nu mi-a plăcut poezia, nu mi-a plăcut cuvântul, nu mi-a plăcut aia. Oamenii de asta se duc la adunare. Când omul ar trebui să plece de acasă gândindu-se în felul următor. Și ar fi un test practic pentru noi seara asta. Când am plecat de acasă, m-am gândit să vin eu să slujesc ceva în adunare. Cu gura mea pe Dumnezeu așa cum pot. Nu mă gândesc, oare ce o să-mi spună ăla, ce o să slujească altul? Dar de ce să mă slujesc eu? Dacă apostolul Pavel stătea și se gândea, a, mă duc eu pe malul râului, sunt două babe acolo, ce pot eu să fac acolo? Nu mă mai duc, ce las puțin. E, cu aia doi acolo, au făcut o lucrare, s-au descris o adunare în casa la una, s-au întâmplat multe lucruri. Dom'le, și dacă o femeie se convertește, dacă femeia aia îl are de fiu pe unul ca Timotei, care ajunge să aibă grijă de lucrarea Domnului din Efes, un om de încredere, un om pe care s-a bazat apostolul Pavel. Un singur om care s-a întors la Dumnezeu. Da, aștepți 15 ani. Dar dacă copilul ăla e un copil de încredere a femeii respective, să merită toată munca pe care a făcut-o vestindu-i Evanghelia la femeia aia? Dacă ăla e un mare evanghelist, ieșit dintr-o grotă, dintr-un munte undeva, unde trăiesc 3 oameni, într-un cătun, dacă ăla o să fie un mare evanghelist, să merită să te duci să predici Evanghelia acolo? Înțelegi? Și apostolul Pavel n-a discutat în termenii ăștia, nu meriți. A, cât, țâs, nu, să meriți, e femeie, n-are sens. N-a judecat așa lucrarea. Omul s-a dus și a slujit Domnului. Și ce e un lucru pe care eu vreau să-l subliniez. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să avem o mentalitate de slujitori, nu de consumatori. Mulți oameni se duc la biserică ca la mor. Iar acolo, și cu ce apasă? Au pus prea mult maioneză. Și cu pâinea asta? Și se schifosesc acolo. De ce? Că el plătește și are dreptul, are pretenții de consumator, de om care plătește. La biserică nu este așa, în adunare nu este așa. În adunare fiecare om trebuie să fie un om care slujește. Gândiți-vă cum credeți dumneavoastră, hai să zicem adunările din zona asta, cum ar arăta întâlnirile adunărilor dacă fiecare suflet care se duce la adunare s-ar ruga înainte. Dom'le, atâta pot să slujești, că nu mă pot duce să vorbesc acolo. Dar mă rog și eu pentru omul ăla care o să vorbească acolo. Bă, poate nu-l duce foarte mult capul. Vă întreb eu, dacă 30 de oameni se roagă pentru unul care nu-l duce mult capul, de fi bolnav, da? Nu știe omul prea mult. Dacă 30 de oameni se roagă, sincer, Doamne, noi vrem să ne ducem acasă hrăniți în seara asta. Ne ducem la adunare și vrem să te auzim pe tine vorbind. Credeți că Dumnezeu o să vorbească? Eu sunt ferm convins de lucrul acesta. Dar nu mai bine stau pe margine și critic sau nu mă mai duc. Ah, că cine știe ce o fi acolo. Dar nu merge așa. Deci Pavel n-a gândit așa. Un om, ăsta e lucru, primul lucru pe care vreau să-l subliniez. Un om care e mântuit, care e a Domnului Iisus, e un om care vrea să slujească, care se dedică să slujească, care nu așteaptă tot să tragă alții de el. Hai bă, hai, nu știu dacă să vin, nu pot, nu am chef, nu, e așa. Și lucrarea asta, slujirea asta, foarte important, repet, se face prin puterea lui Dumnezeu, nu prin puterea omului. Când nu-i puterea lui Dumnezeu la lucru, e egal cu zero. Al doilea lucru pe care vreau să subliniez, nu e doar cu un om mântuit, e un om slujitor, este și un om schimbat. Auziți ce spune el, versetul 13. Măcar că mai înainte eram un curitor, un prigonitor și un bajocoritor. Dar uitați expresia, măcar că când? Era așa. Mai înainte. Nu poți, domnule, să vii la adunare. Este o adunare, nu vă spun, unde o adunare care zicea, zice, domnule, noi suntem adunarea care restaurăm. Zice, la noi primim orice. A, noi, zice, noi restaurăm pe toți, fără niciun fel de problemă. Ce, mă? L-ați disciplinat de ce? S-o recăstorit la 4 ori. Nu nicio problemă, noi restaurăm. Eu la ce a făcut? Păi, hoți în continuare. Noi restaurăm. Ăla ce? Noi restaurăm pe toată lumea fără niciun fel de probleme, da? Eu nu vreau să spun că Dumnezeu nu poate să ierte orice păcat, dar uitați, Pavel vorbește, zice, mai înainte era. Nu poți să te întorci la Dumnezeu și tu să fii în continuare curva, să te întorci la Dumnezeu să fii în continuare hoț, să te întorci la Dumnezeu să fii cum erai înainte. Blasfemiator, invidios, bârfitor, cum ai fost înainte, așa e și după, numai că ai o etichetă, iertat. O să poate așa ceva. Pavel spune, era mai înainte.
Cum era dacă el, după ce s-a întors la Dumnezeu, mai dădea câte una la câte un credincios? Că-l supăra. Băi, gata, au înțeles, ăștia sunt frații lui, sfinții Domnului, a privit cu totul altfel lucrurile. N-a mai prigonit, n-a mai hulit, n-a mai bajocorit. Este o schimbare radicală care se întâmplă în viața oamenilor. Și uitați de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, zice, fiindcă, dar am căpătat îndurare. Schimbarea asta nu vreau să spun că vine, că eu mă sforțez. Bă, am venit la adunare, hai să mă forțez să fiu altfel. Nu! Este îndurarea lui Dumnezeu care lucrează în om. Este îndurarea lui Dumnezeu. Într-o vreme, pocăiți așa erau cunoscuți. Nu că dădeau din gură și știau să spună multe lucruri din Biblie. Erau cunoscuți că erau niște oameni sfinți, niște oameni pocăiți. Și dacă vrei să pui, să arăți un etalon undeva în sat, arătai când pocăit. Și spuneai, da, bă, eu nu mă duc la ei, dar dacă vrei să vezi un om adevărat, du-te să-l vezi pe pocăitor. Și povestea oamenii, bă, ăla au fost așa, dar când s-au dus la adunare, s-au rupt toate cu toate. Astea au fost oameni adevărați al lui Dumnezeu, da? Și lucrul ăsta, repet, nu se întâmplă datorită sforțărilor noastre, ci datorită faptului, spune aici, că am căpătat îndurare. Am căpătat îndurare. Pentru că înainte lucram din neștiință în necredință. Astea sunt două lucruri care fac pe oameni să trăiască în păcat. Și două lucruri care ne pot face pe noi credincioși să ne rătăcim încet, încet și iară să practicăm anumite păcate. Neștiința și necredința. Omul din lume se crede deștept. Până se întoarce la Dumnezeu. Ea, că e mare deștept. Ce? Gândești la noi, suntem niște proști care ne prindem vremea asta. Când se întoarce la Dumnezeu și arată Dumnezeu planul de mântuire și deschide mintea, aș dă seama cât de prost a fost înainte. Dar neștiința este o cauza păcatului. El de asta trăiește în păcat. El e neștiutor de planul lui Dumnezeu. Are niște idei foarte vagi. Ei, în momentul în care un credincios o închis Sfânta Scriptură și se crede destul de deștept și nu mai studiază, nu mai vrea să cunoască tot planul lui Dumnezeu, păcatul începe să-și facă loc în viața lui. Zice, neștiință în necredință. Necunoașterea duce la necredință. În ce să cred eu dacă eu nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu? În ce să cred? În aberațiile, imaginațiile din mintea mea? Credința depinde de cunoaștere, de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. El era prigonitor, bajocoritor, hulitor, de ce? Că era neștiință și necredință. În momentul în care i s-a revelat Domnul Iisus Hristos și a făcut de cunoscut planul mântuirii, s-o termina și cu neștiința și cu necredința. Și el spune unor prezbiteri, zice, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu. N-am mai mers pe ignoranță, pe neștiință. Da? Repet, un om care e al lui Dumnezeu, un om slujitor, un om schimbat, care se vede o transformare în viața lui. Da? Și în al treilea rând este un om sfânt. Auziți ce zice versetul 14? Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult. Ați auzit poate de ăștia care zic, mă, zice, gata, atâta băi, Dumnezeu îți dă. Dar cât să-ți dă Dumnezeu, nu? Gata. Hop. Bă, este o limită când Dumnezeu într-un fel zice, băi, m-am săturat să-ți dau. Hai. Gândiți-vă la noi fiecare zi. De câte ori nu greșim și facem tot felul de lucruri înaintea lui Dumnezeu. În atitudine, în vorbă, în fapt și așa mai departe. Ce zice aici, Pavel? Harul Domnului nostru s-a înmulțit cât? Peste măsură de mult. Păi la un nenorocit din ăsta era har, nevoie peste măsură de mult, nu? Dar și la un nenorocit din ăsta și la un nenorocit de altfel, tot har peste măsură de mult. Dar observați că harul ăsta ce-a produs în el? S-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Eu vreau, v-aș face, puteți face testul ăsta, vă spun că 98% din adunări ar falimenta. Eu așa cred. Domnul să mai este, să dea Domnul să nu fie, cum spun eu. Și să te duci să întrebi, frate, soră, adunare, prezbiter, pastor, popă, care crezi tu că sunt lucrurile care ar face adunarea ta să fie o adunare de succes? Să-i lasă să spună. Oh, și să încep să-și lasă să spună. Oh, noi avem, la noi sunt trei păstori, avem orchestre de copii, orchestre de adulți, avem fanfară, avem cor, avem frați care nu știu ce activități fac, ne ducem sâmbătă acolo, miercuri acolo, marți, activități. Niciunul nu s-ar vorbi de lucrurile elementare. Bă, care-i starea credinței acestor oameni? Care-i starea dragostei acestor oameni? Activismul! Ăsta e succesul unei adunări astăzi. Activismul, câtă activitate este? Normal că e mai greu să produci credință decât să produci activitate. Mai bine faci activitate, fapte, decât să faci, decât să ai o credință autentică, o dependență autentică de Domnul Iisus Hristos. Și o dragoste, au zis, harul se mulțește cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Cum vine harul? Harul vine împreună cu o persoană, cu Domnul Iisus Hristos. Noi am văzut, nu știu dacă cu voi ne-am uitat la o slujbă din asta vreo două ori, la pocăiți, vreo două ori jumate la o sărbătoare, în care vreo 25 de minute s-au vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo, așa, vorbi despre persoana Domnului Iisus, așa, întreagă, că vine vorba. Nu că eu vă întreb, a fost acolo har?
Cum a fost în seara asta la adunare? A fost har, frate. O cântat nu știu câte sute, au făcut nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu a fost har. Unde nu e Hristos, nu există har. Da, e show, de nimic, nu există har. Deci poate arată foarte bine. Poate concurează cu show-urile astea de la televizor, cu concertele astea. Dar biserica nu pentru asta. Biserica nu e pentru asta. Biserica e să producă slujitori, să producă oameni schimbați, să producă oameni sfinți. Oameni care iubesc și oameni care cred în Domnul Iisus Hristos, care se bazează numai pe Hristos. Asta e pentru asta e adunarea. Asta trebuie să fie componența unei adunări. Asta e o adunare sănătoasă, asta e un om sănătos în Domnul Iisus Hristos. Harul e a Domnului Iisus. Deci nu se poate produce har cu nimica, asta vreau să spun. Deci har nu se poate produce cu nimica. Dacă îmi cânta 100 de ore cu instrumente, fără instrumente, dacă am face, ce ne trece nou prin cap? Unde nu e Hristos, nu există har. Și unde e Hristos și există har, e și credință și dragoste. Când dispare dragostea, putem să fim siguri că s-o dispărut și harul de acolo și că și Domnul Iisus Hristos se retrage. Da? Lui o adunare în Apocalipsa unde spune Domnul, iată că eu stau la ușă și bat. Făceau alții, știa multe activități acolo. Hristos era afară din adunare. Sunt probleme foarte mari. Eu cred din toată inima, nu doar că așa se judecă un om care e mântuit cu adevărat prin faptul că e sfânt. Cum adică că e sfânt? Are credință și dragoste care este în Hristos Iisus. Așa se judecă lucrarea lui Dumnezeu, o adunare, așa cunoști, Dumnezeu. În sensul ăsta folosesc termenul judecat, nu că să critici sau să judeci, ci să cunoști sănătatea spirituală. Dacă există credință, dependență de Domnul Iisus și dragoste față de Domnul Iisus, față de sfinți, față de oameni de afară și așa mai departe, da? Versetul 15, el arată că omul mântuist este salvat din starea lui de păcat. Uitați ce spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Deci Domnul Iisus n-a venit pentru sfinți, că nici nu existau sfinți, da? Numai ăștia care se dădeau sfinți. Domnul Iisus Hristos a venit pentru oameni stricați, pentru păcătoși. Dar a venit să-i scoată de acolo. Dar ce ți-vă aminte? Dar Domnul Iisus a venit curvile, au venit vame și au venit scursurile lumii și vremii respective. De ce îl criticau Domnul Iisus, oamenii pe Domnul Iisus? Că stă mă, tate, cu vame și la masă, cu curvile acolo. Păi, se părea nenorocirea de pe lume. Un farisă, dacă venea o femeie, venea o la 3 km distanță de ea. Păi, dezastru de pe lume. Auziți? Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Dar, când se face mântuirea, se face mântuirea. Cum era că o stricat nea să spună, după ce o cunoscută pe Domnul Iisus, lasă că Domnul Iisus iartă. Și m-am dus la 8-lea bărbat acum. După aia la 9-lea bărbat, lasă că Domnul Iisus iartă, că are har, niciun fel de problemă. Nu merge așa. Deci că a venit să mântuiască. Ce înseamnă să mântuiești? Înseamnă să scoți pe cineva de acolo. L-a mântuit, l-a scos de acolo. A, s-a mântuit, toată lumea și-a pus eticheta asta. Martori, Leova, mormoni, baptiști, pentecostali, creștini pe toți. Mântuit. Mântuit înseamnă scăpat. Eu așa întreb, ești scăpat, de ce ești scăpat? De mânie ai fost scăpat? De curvie ai fost scăpat? De ce ai fost scăpat? Eu sunt mântuit, ești scăpat. De ce, Domnule, ești scăpat? Ai fost scăpat, de unde ai fost scăpat? Dacă tu arăți la fel ca înainte, din ce ai fost scăpat? Pavel spune, eu am fost scăpat, am fost eliberat, am fost mântuit. Hristos de asta a venit. A venit să mântuiască pe cei păcătoși. Auziți declarații, dintre care cel dintre ei sunt eu. Eu cred că asta este conștientizarea păcătoșenii, este un semn indubitabil a mântuirii. Indubitabil. Băi, în momentul în care Dumnezeu ți arată sfințenia Lui, te vezi cel mai mare păcătos. Atunci când te uiți la altul, zici, bă, fratele, sora, au greșit, dar eu din ea m-a scos Dumnezeu, nu mai eu cu Domnul știu. Asta face sfințenia lui Dumnezeu. Te face să vezi cum erai și ce-a făcut Dumnezeu pentru tine. Eu sincer cred că Pavel l-a păcat, în afară de faptul că a lucrat în neștiință și a persecutat biserica Domnului, e copil mic pentru ce a făcut unii dintre noi. Păcate, este o fost moral. Să nu fost un curvaș, un hoț. Fii serioși. Și s-a fost un om care a învățat la picioarele lui Gamaliel, care a trăit corect în religia lui. Unii dintre noi am fost așa cum am fost în lume. Și el spune totuși despre el că el e cel mai mare păcătos. El e cel din tine dintre păcătoși. Eu cred că aici e o lecție pentru noi. Fiecare om care e mântuit să considere pe el însuși păcătosul păcătoșilor. Pe el însuși să considere păcătosul păcătoșilor. Da? Și în final versetul 16 zice, dar a încăpătat îndurare. Pentru ca Hristos să-și arate în mine cel din tine toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Auziți ce zice? Dumnezeu m-a mântuit pe mine ca și alții să vadă lucrul ăsta, nu? Deci ca o pildă. Și o întrebare pentru noi, și poate și un motiv de rugăciune, de fapt sigur un motiv de rugăciune. A fost vreodată vreun om care să mă tragă pe mine de umăr și să zică, bă Ștefan, eu văd la tine ceva diferit, mă, ce cu tine, nu? Și tu să zic, bă, pe mine Hristos m-a mântuit, uite care e calea. Pavel spune, de asta și-a arătat Hristos în mine îndelunga răbdare.
să vadă alții. Și ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Adică eu să fiu un fel de, cum să spun, un flash din ăsta, nu știu cum să spun, o lumină din asta care strălucește în lume și să vede că e ceva diferit cu mine. Bă, tu ești, ce faci cu tine? Ia ceva cu tine, domnule, ia ceva cu tine. Și să te întrebe și să afle de la tine. El zice, și-a arătat în mine toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede ca să capete viață veșnică. Vedeți care e metoda mântuirii? Celor ce ar crede ca să capete viața veșnică. Nu celor ce ar face fapte bune ca să capete viața veșnică. Celor ce ar face ceremonii religioase ca să capete viața veșnică. Celor ce s-ar duce la preot ca să capete viața veșnică. Celor ce ar avea parte de parastase sau mai știu eu ce lucruri de-a lor ca să aibă capete viața veșnică. Nu. Celor ce ar crede ca să capete viața veșnică. Multe aduneri predică alta evanghelie. Nu știu dacă mai putem numi aduneri. Din ce motiv? Pentru că pe lângă credință se mai pun o grămadă de alte lucruri. O, dacă vii la noi, crezi. Dar uite, spunem noi ce trebuie să mai faci ca să fii mântuit. Nu, credința adevărată este o credință care o să ducă la toate faptele care trebuie să ducă. Faptele pe care Dumnezeu le pregătește. Fapte în conformitate cu voia lui Dumnezeu, da? De asta ne mântuiește Dumnezeu. Ca să fim niște modele pentru alții, niște modele pentru alții. Și începând din casele noastre, că aici e cel mai important lucru, da? Final, versetul 17, recapitulez ca să mă apropie de încheiere. Un om care e mântuit cu adevărat, un om care slujește, nu numai consumă, e un om care e schimbat din felul lui de viață, de șer de vețuire, e un om care e sfințit în Domnul Iisus Hristos prin harul lui, și are credință, are dragoste, e un om salvat, da? E un om salvat, zice versetul 15, că e Hristos de asta a venit. E un om care e un model pentru alții și versetul 17, uitați cum încheie Pavel, foarte frumos. Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava vecii vecilor. Amin. Un astfel de mântuit poate să dea o asemenea laudă la adresa lui Dumnezeu. Și pe mine mă mișcă totdeauna când văd oameni după mulți ani de credință ca aceeași... Cum? Îi trece aceeași fiori. Îi trece fiori când se gândesc la momentul în care ei s-au întors la Dumnezeu și cum Dumnezeu a lucrat în viața lor. E viu momentul ăla în viața lor. E așa de important și este atât de măreț evenimentul întoarcerii lor la Dumnezeu, încât totdeauna pot să izbucnească cu bucurie și cu laudă la adresa lui Dumnezeu și cu închinare, nu să satură. Pavel, după ani de zile, uitați cum încheie un om care e mântuit cu adevărat, un om care laudă pe Dumnezeu, care se închină la Dumnezeu, care mărește pe Dumnezeu, care slăvește pe Dumnezeu. Indiferent care e manifestarea pe care o adoptăm după cuvântul lui Dumnezeu, ăsta este un om care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Îndemnul meu ar fi, în final, să ne rugăm Dumnezeu să crească lucrurile astea în noi. Să fim slujitori, nu numai să așteptăm să facă alții. Să fim noi slujitori. Să ne rugăm lui Dumnezeu să vadă noi transformarea, schimbarea asta pe care au nevoie să o vadă și oamenii din jurul nostru, până la urma lui. Să ne rugăm să lucreze Dumnezeu în noi sfințirea asta. Putem să facem multe lucruri. Dacă nu-i credință și dragoste, nu-i nimica. Dragoste e suma tuturor porugelor lui Dumnezeu. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Da? Și apoi, oamenii închinători, oamenii în care se vede lucrarea lui Dumnezeu și alții ajung la mântuire prin noi. Și dacă vă uitați de la începutul pasajului până la final, este câte un lucru care se repetă aproape în fiecare verset. Har, îndurare, har, îndurare, Domnul Iisus Hristos. Totul e centrat în Domnul Iisus, în îndurarea Lui, în harul Lui. Nu este lucrătură omenească. Asta e o mântuire care nu e lucrătură omenească. Sunt multe mântuiri din astea, în ghilimele, care sunt lucrători omenești, dar asta nu țin. No. Cam astea au fost lucruri care mie mi-au atras atenția din pasajul acesta și care consider că mie îmi folosesc în viața mea, în primul rând, ar trebui să se vadă. Și eu cred că să văd în viața fiecărui credincios, mai puțin sau mai mult, dar lucrurile acestea pot să fie într-un stadiu sau altul, dar în curs de dezvoltare. Și Domnul să lucreze la fiecare dintre noi așa cum poate El. Amin. Amin. Amin.